un tânăr de 23 de ani din Maramureș mergea cu tirul dinspre Râmnicu Vâlcea către autostrada București-Pitești. Mașina era goală. Nu a observat un stâlp amplasat pe scoarul de pe mijlocul șoselei, care desparte cele două sensuri de mers. L-a acroșat și a tras de volan puternic. Atunci a pierdut controlul mastodontului, care a făcut prăpăd în calea lui. Un accident rutier cu consecințe deosebit de grave, din fericire doar materiale. În schimb, se putea întâmpla o tragedie, pentru că dacă ați fi izbit cabina poartă, ar fi murit 3 oameni acolo. Deocamdată sunt 9 autoturisme distruse total. S-a izbit un stâlp de înaltă de 20.000 de volți, risipindu-se pe jos combustibil, motorină și benzină de la autoturismele avariate, putea să izbunească un incendiu. Din fericire, nu s-a întâmplat. Totul pe fondul vitezei excesive, într-un tronson, în care viteza limită este de 50 de km la oră. Și cel mai grav este faptul că acest tronson de 500 metri care leagă DN7 de A1 este total lipsit de lumină, deci iluminatul public lipsește. Acestea sunt cauzele. Eu sper să fie un semnal de alarmă și să nu mai existe asemenea evenimente. Este al doilea eveniment în 2 săptămâni. Tirul a spulberat 30 de metri de gard și a avariat serios 9 mașini. Autovehiculele erau parcate în curtea unei firme și aparțin unor șoferi care sunt plecați în curse. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Paguba se ridică însă la 1.000 de euro. Ce s-a întâmplat? Am trecut pe lângă un camion de 7 tone jumate, pe banda a doua, el era pe prima bandă, trecut pe banda a doua și am agățat scoarul cu stâlpea care erau acolo, neiluminate. Nu au fost semnalizați, nu i-am văzut. Nu m-am întrețut cu ei în față, am dat cu partea stângă de la cabină și am pierdut controlul volanului. Putea să fie rău de tot. Putea, bine că n-au fost victime și s-a sfârșit putea așa. Putea la cauza că această bretea să circulă foarte tare pe ea? Să circulă, a fost și ud și un pic de ceață și n-a fost iluminat, nu am văzut scoarul ăla și stâlpul. Am lovit cu partea stângă de la cabină și am pierdut controlul. Dumne, că a fost așa. Polițiștii l-au amendat pe șoferul tirului cu 630 de lei pentru nerespectarea vitezei la condițiile de drum, având în vedere că afară ploua. În ce privește pagubele produse, acestea vor fi suportate de firma de asigurări, la care avea acesta încheiată polița.